Foarte frumos. Ceva nou pentru Botoșani, ceva unde să se poată distra tinerii într-un cadru organizat. Botoșanii nici vor pierde garantat nopțile aici? Nu știu dacă garantat, dar sigur mulți și le vor pierde. Avem în fiecare seară conducerea primăriei Botoșani la o deschidere. S-a întâmplat în această seară, dar nu întâmplător. Cu siguranță. În primul rând, mi-am dorit să fiu aici alături la această deschidere, la fel cum am fost și la inaugurarea mall-ului, la fel cum voi fi probabil și la deschiderea cinematografului. Rămâne una din cele mai importante investiții din oraș. O investiție care, după cum vedeți, nu schimbă numai din punct de vedere economic, ci schimbă comportamente, moduri de petrecere a timpului liber. Practic, Botoșani se modernizează și asta o puteți vedea în tot ceea ce înseamnă moduri de petrecere a timpului liber, de shopping modern. Încet, încet ne îndreptăm și noi către lumea civilizată. Cum e masa? Dificilă pentru un începător. Da, calitatea este foarte bună. Prețurile, cum arată prețurile? Cred că sunt accesibile pentru nivelul orașului Botoșani. Îmi doresc să aibă o prezență masivă, să fie cât mai mulți jucători, să ajungă profesioniști, poate chiar la cel mai înalt nivel, să plece un botoșenean.